După un sezon lung și încărcat, Lei din Banat mai au un singur test de trecut în campionat, derbiul din ultima etapă a sezonului regulat. La Timișoara vine sâmbătă campioana Asesoft, echipa care ocupă și în actuala stagiune primul loc în clasament. Antrenorul Leilor, Dragan Petricevici, vede meciul prin prisma poziției celor două formații ca pe un derby, dar spune că de-a lungul campionatului au fost multe astfel de partide. Prin prisma clasamentului putem să spunem că este derbiul, însă tradiția meciului la asemenea poziții de clasament între noi și între Asesoft nu a existat până acum, așa că nu cred că putem să-l numim derbiul, putem să-l numim doar un meci puternic, un meci interesant, dar nu singur în această ediție de campionat, deoarece, după cum ați văzut, toate echipe s-au întâlnit și eu cred că până acum au fost multe derbiuri aici la sala, aici în Timișoara. Tehnicianului BC Melba nu poate conta pe Daniel Tudose, singurul indisponibil care acuză dureri la spate după unul dintre antrenamente. Dacă în tur Asesoft s-a impus clar pe propriul teren cu 91-68, Petricevici misează în retur pe victoria gazdelor, deși spune că ploieștenii au ambiție mare să învingă din nou la Timișoara. Noi recunoaștem și știm foarte bine care sunt aturile noastre, care sunt punctele slabe ale noastre și singurul lucru care mă interesează este să jucăm un meci de calitate, să încântăm publicul nostru despre un scor final foarte greu de vorbit. Nenad Marcović este și el încrezător în șansele Elbei de a încheia sezonul regulat cu o victorie și le cere suporterilor să vină un număr cât mai mare la partidă. Soft este bună echipă, este primul loc de clasament, să fie un derby mare și vreau să fie sala plină și câștigăm cu suporții împreună. Meciul dintre BC Melba Timișoara și CSU Asesoft Ploiești din etapa 30 se dispută sâmbătă de la ora 18 în sala Constantin Jude, iar intrarea va fi liberă.